toată lumea își dorește, de parcă tu n-ai... Păi dacă nu știi, stai să stai acolo, ce vrei să-ți fac? Bine, eu, astăzi am avut ghinion, nu numai eu n-am nimerit, nici Elena... Te simți ofuscat, că trebuie să dai ca o fetiță. În ultima perioadă au început să fie tensiuni din ce în ce mai mari în echipa faimoșilor, iar cei de acasă au început să-l judece pe Cătălin pentru ieșirile nervoase pe care le-a avut. Aș vrea să-mi spui, care crezi tu că sunt pentru care el reacționează așa? Bună ziua tuturor, în primul rând. Da, e o competiție extrem de grea. Cred că este nervos și frustrat că nu mănâncă, nu știe nimic de familie. Este pentru prima oară când este plecat pentru o perioadă atât de lungă de lângă noi, de lângă puii lui, să spun așa. Pentru el copiii ăștia sunt, nu știu, îi simte în toți porii lui. De altfel, pentru fiecare părinte cred că este așa. Este foarte, foarte dificil. Cred că faptul că nu i-a auzit niciodată, că nu știe nimic despre ei, îl face să fie nervos și frustrat. Fiind luptător, are și un orgoliu pe măsură. Cred totuși că echipa îl provoacă într-un fel sau altul? Cred că este provocat doar de incapacitatea echipei de a lupta mai mult pentru puncte și pentru un trai mai bun și mai liniștit. Locul care le-a devenit casă în ultimele două luni de zile. Asta cred. Echipa faimoșilor, din păcate, nu a câștigat foarte multe meciuri. Echipa pierde destul de des pentru că, din punctul meu de vedere, nu toți sunt pregătiți fizic și mental ca să ducă această competiție la bun sfârșit. De ce ți se pare că se comportă cu Marian Drăgulescu? Am văzut că a avut niște discuții destul de aprinse, discuții de am început să-l judece pe rețelele sociale. Mai mult ca sigur, așa a găsit de cuvință în acel moment să-l impulsioneze pe Marian. Dacă a procedat bine sau nu, nu știu ce să vă spun. Sunt convinsă că ei își vor rezolva conflictele ca între bărbați. Gândiți-vă că noi nu vedem non-stop ceea ce se întâmplă acolo. Am văzut că aseară s-a făcut rău, a avut nevoie de medic. Cum ai simțit acele momente? Cum ți s-au părut? Groaznice. Faptul că n-am luat niciodată legătura cu el, că nu știu nimic despre el, cum este, decât ceea ce văd la televizor, mă macină incredibil de mult. Cum vezi tu de acasă? Cum îl văd copiii de acasă? Aici mă emoționez. Da, o să spun câteva vorbe despre copii. Când a plecat, m-am gândit că Vladimir nu se simte lipsa atât de tare, fiind atât de micuț, un an și jumătate. Vă dau cuvântul meu de onoare că ia fotografiile cu tati și le pupă. Încă un lucru, sala o avem foarte aproape de casa unde locuim. Merge acolo, la sacul de box și dă cu pumnii în sac și îl strigă pe tati, pentru că el și-a petrecut foarte mult timp cu Cătălin acolo în sală. Când eu mergeam să o duc pe Matilda la grădiniță, ei doi intrau în sala de antrenament la 8 dimineața, iar el stătea acolo în căruț cu tati, făceau box, se jucau. Ce să spun, este dor. Iar Matilda mă întreabă când vine Daddy acasă și am găsit de cuvință să-i spun în felul următor: mama, când se face cald și putem purta rochițe cu mânecă scurtă, se întoarce Daddy. Cât crezi că va mai rezista Cătălin în competiție? Mai poate. Vă spun sincer, mai poate. L-am văzut determinat și știu că nu o să oprească aici. Mai poate. Ce vorba despre Cătălin? Cum este Cătălin? Este un om foarte, foarte iubitor, un om extrem de sensibil. Un tată cum cred că toți copiii și-ar dori și toate femeile și-ar dori un bărbat ca el alături. Este un om extraordinar, cu un suflet foarte mare. Poate că și aspectul lui fizic, mulți gândesc, vai, cu plin de tatuaje, cu mușchi pe el, e agresiv, e impulsiv. Nu e așa. Cătălin nu este așa. Cătălin este de o blândețe extraordinară. Ce le transmiți celor care îl judecă pe Cătălin? În primul rând, nu aș judeca niciodată o carte după copertă. Eu sunt genul de om care întotdeauna îmi place să răsfoiesc cartea după care să trag o concluzie. Zic în felul următor, este urât să judeci pe cineva când nu-l cunoști.
Ei îl văd decât la televizor. Ei nu-l știu pe Cătălin Zmărândescu așa cum este el ca om.